După ce l-a legat bine, a luat două ace, l-a înfipt în ochi și în burtă. Mamă, și el țipa de durere. Și-o ruga să-l omoare, dar ea râdea. Să vezi cum îi tăia piciorul, cum tăia bunica mea o lemne cu fierăstrău. Îi sărea sângele peste tot în cameră și el țipa și țipa și până la urmă piciorul a căzut pe podea. După aia l-a tăiat și pe al doilea, dar el nu se mai mișca și nici nu mai țipa, așa că m-am plictisit. Am luat telecomanda și am schimbat. Ai ascultat 100 de cuvinte. O singură imagine face cât 1000. Nu-ți abandona copilul în fața televizorului. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului finanțată de Uniunea Europeană. Și femeia în pielea goală a început să o zgârie cu o coasă pe fată mai tânără legată de picioare deasupra ei ca un liliac. La început picură puțin sânge, dar după ce a înțepat-o de mai multe ori, curgea și mai mult. Și la sfârșit, iată, ia gâtul de tot. Da, asta n-am văzut chiar bine, că a apărut maică mea și am stins televizorul să creadă că domnul. Ai ascultat 100 de cuvinte. O singură imagine face cât 1000. Nu-ți abandona copilul în fața televizorului. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului finanțată de Uniunea Europeană.